A plouat cu găleata în Mehedinți, în urma manifestării fenomenelor meteorologice prognozate de codul galben de precipitații. În cursul zilei de duminică, pompierii mehedințeni au intervenit pentru evacuarea apei din mai multe gospodării de pe raza județului. Din cauza precipitațiilor foarte mari care au avut loc în acest weekend, pompierii mehedințeni au fost nevoiți să acționeze pentru a sustrage apa care a inundat proprietățile cetățenilor județului nostru. În acest weekend, pompierii mehedințeni au efectuat 38 de misiuni. Aceștia au intervenit pentru acordarea primului ajutor medical victimelor a 3 accidente rutiere, evacuarea apei din 8 locații, stingerea unui incendiu, transportarea unei persoane supraponderale cu probleme medicale la spital, dar și pentru acordarea asistenței medicale unui număr de 23 de persoane care au solicitat ajutorul apelând numărul unic de urgență 112. Ca urmare a precipitațiilor căzute în județul nostru, echipaje de pompieri din cadrul detașamentelor Drobeta, Turnu Severin și Orșova, dar și din cadrul stației Strehaia, au intervenit pentru evacuarea apei din 7 gospodării de pe raza localităților Baia de Aramă, Drobeta, Turnu Severin, Mărășești, Loc și Valea Ursului, dar și de la subsolul unui bloc de locuințe din orașul Baia de Aramă. Echipaje de pompieri din cadrul detașamentelor Drobeta, Turnu Severin și Orșova, dar și stației Strehaia, au acționat cu ajutorul motopompelor din dotare pentru evacuarea apei din 7 gospodării de pe raza localităților Baia de Aramă, Drobeta, Turnu Severin, Mărășești, Plopi, Valea Ursului, precum și din subsolul unui bloc de locuințe din orașul Baia de Aramă.